Doamna Nelly, bine v-am găsit la dumneavoastră acasă. Bună ziua. Vreau să vă întreb ce s-a întâmplat cu fiul dumneavoastră și în ce an s-a întâmplat tragedia. S-a întâmplat în seara Sfântului Vasile în 2015. Dan a plecat cu prietenii, cu ceată de băieți. După tradiție, pe la prieteni, pe la rude, pe la cunoscuți, cu oratul. În jurul orelor 19 seara. Cu acordeon, cu trompete, cu tobă, cu măști, cu căciula țurcănească pe care a luat-o din casă cu brâu. Era o frumoasă tradiție, de fapt, era ani de zile când mergeau cu oratul, pentru că erau băieți deja formați, prieteni. Am fost și eu alături cu ei mulți ani de rândul. Dan era trompetist, poseda trompeta, dar era și un urător extraordinar. Avea talent de la mămica, cred că, de a le alcătuie cuvinte pentru fiecare gospodar în parte. Și aveau și invitații, erau așteptați. Sărbătorile de iarnă erau cele mai frumoase și pentru familia noastră, cândva. Și acea seară era una obișnuită ca toate celelalte seri, mă refer la anii precedenți. Ei se pregăteau să meargă cu uratul. Da, o seară obișnuită, doar că nu era zăpadă, dar băieții au venit. Era curtea plină, adică fiecare avea instrumentul său muzical. De la dumneavoastră deci s-au pornit? Da, da, de acasă s-au pornit. Ne-au urat pe noi, asta era o frumoasă tradiție deja de vreo 10 ani. Era un fel o repetiție, mămica mai trăgea cu urechea dacă erau urăturile frumoase. Și au mers la invitație, la niște persoane care așteptau, la niște rudele deja colegilor. Câți băieți erau? 6. Poate pe urmă, pe parcurs, adică în oraș, pe la ferestrele gospodarilor, s-ar mai fi alăturat cineva. Nu știu. Acum nu știu. Și s-au dus? Da, s-au dus în jurile orelor 19:30, așa. Și nu s-a mai. Care a fost ultimul apel? V-a sunat sau nu v-a sunat? Ba da, am avut legătură telefonică și la 9:30 seara, și la 10, și la 11. Cum l-a simțit dumneavoastră? Era totul bine? Totul bine, liniștit, ca de obicei, blând la vorbe. Mămică, nu-ți fă griji, totul este bine, noi suntem toți. În oraș ne-am întâlnit cu altă ceată, în care era și fratele Ion mai mare. Noi suntem împreună, mergem la niște gospodari care ne așteaptă, în planul nou al orașului, așa se zice la noi, la niște medici. Acolo știu cu siguranță că au făcut și popas, au fost invitați la masă. Pe urmă am avut apel la orele 23, în care mi-a zis că noi ne mai reținem, ne ducem în altă parte de oraș. Culcă-te, nu mă aștepta. Dar fiind mama cu doi flăcăi, am așteptat mereu, niciodată n-am închis ușa până nu erau copii acasă. Da, v-a zis cu ultima mamă, într-o oră, în două ori venim acasă, v-a zis? Ba da, da, culcă-te după ora 12, o să ne străduim să ne întoarcem. Erau cam toți, locuiau așa, nu departe unii de alții, să venim împreună. Da, fratele mare Ion, mai era cu el? Sau? La moment erau împreună. La moment când am avut apelul telefonic, erau împreună. La niște gospodari, ca să zic așa. După asta ați mai avut apeluri din partea lui? Da, un apel întrerupt la ora 1:22 de minute, doar întrerupt. Eu am încercat să mai apelez și n-am avut răspuns. Nu răspundea nimeni la apeluri sau era decunectat telefonul? Nu răspundea nimeni la apeluri. Pe urmă, în timpul procesului de judecată, în buzunarul lui Dan era telefonul și portmoneul, în care se păstrau
$10. Cineva din gospodar i-a remunerat cu $10, vreo 240 de lei și un număr de la taxi unde au fost făcute câteva apeluri mai departe. Nu știu nimic. Așa s-a spus în proces de judecată. Acestea au fost lucrurile care au fost găsite și mai departe ne-am pierdut. Pe dumneavoastră nu v-a pus asta în gardă că îl sunați și nu răspunde nimic? Ba da, foarte mult. Ați sunat la poliție? Nu, nu am sunat la poliție și nici n-am avut intenția să o fac, pentru că știam că era dus cu o ceată de prieteni buni cu care mergeau permanent. Adică undeva în adâncul inimii îmi făceam griji foarte mari, era deja ora două. De obicei mă anunța, mă suna, mă înștiința prin cineva. Dar fratele Ion era acasă deja? Nu. Nu. Dar pe el nu ați încercat să-l sunați? El a plecat, s-au despărțit, adică au plecat cu alți prieteni în altă parte de oraș, la un bar, ca să zic, la o cafenea. Mai mult n-am mai avut legătură nici cu unul, nici cu altul. Probabil că n-ați mai avut somn atunci, în noaptea respectivă. Sigur că nu, am stat toată noaptea în curte, am stat în drum, l-am așteptat, am insistat, am sunat. Deja eram pe alertă, dar chiar nu știam cu care să încep. Am făcut apel la două doamne, adică prieteni care erau în ceată mai apropiați, dar evident că la ora 3 de noapte nu-ți răspunde nimeni. Când ați aflat despre el? Clipele au fost foarte groaznice. Dimineața, în jurul orelor 7:30, eu deja făcusem câteva apeluri și așteptam niște răspunsuri de la niște mame a prietenilor cu care erau împreună și văzând că nu mai am niciun apel, am încercat să merg acasă spre cineva să văd dacă nu au dormit împreună acolo. Și deja în drum era mașina poliția rutieră, căutau adresa noastră. Și atunci am fost informată, mi-au adus vestea asta. Groaznic. Poliția era la fața locului sau poliția venea spre dumneavoastră? Poliția era la casa mea. Poliția mă căuta pe mine, dar eu ieșisem la cineva din colegi, am vrut să văd doar dacă nu sunt împreună, dacă nu dorm, dacă nu erau acolo, toți dormeau, era după sărbătoare. Deși mă căutam, eu purtam un alt nume de familie și... Ce v-a zis polițiștii? Ce v-au zis? Mi-au spus că a fost găsit trupul lui Dan la o intersecție de drum, tot pe strada Mihai Eminescu, fără multe detalii, care la moment se află în secție de reanimare. A căzut cerul peste dumneavoastră atunci? Păi cerul a fost puțin spus că cred că am căzut și eu, că pe urmă am avut perioade când doar îmi amintesc așa ca prin nori, pentru că din acel moment Nu mai amintesc exactitate, cu greu îmi amintesc cum a fost, de fapt, ziua, dar Dan a decedat la ora 8:16 minute. Dar la ce oră a fost găsit? La ora 45 minute dimineața. Cine l-a găsit? L-a găsit un domn care mergea la serviciu, un șofer, mai bine zis, la stația Bătaua 14, care era, cred că, în prima rută. Dumnealui a chemat salvarea, a chemat poliția. Din discuție cu dumnealui, că oricum am discutat mai apoi, Dan era încă în viață, avea bătăile inimii, avea doar pulsul 32. Era cu jumătate de căpușor de craniu, așa cum ar fi ros, plămânii roși la infinit. De acum, din spusele dumnealor, și apoi eu am văzut și locul oricum în două zi, era foarte mult sânge, adică l-au lăsat acești criminali într-o băltoacă de sânge, el s-a scurs absolut de tot. Să înțeleg că el atât de mult a fost târât până la organele interne? Da, 2,5 km pe Mihai Eminescu din regiunea Apcanală.
2,5 km a fost... 2,5 km, asta e distanță pe aici, pe unde l-au găsit. Dar cum a fost tărât? Știți, versiunea a fost multe. Prima versiune a fost că a fost legat. Și de mașină sau... În urma mașinii sau sub mașină? Dar pe final s-a constatat, după mai multe proceduri, că a fost corpul sub mașină. El a fost legat sub mașină și a fost tărât. Și a fost tărât în urma mașinii. Cum a rămas corpul aici la intersecție? Nici atunci, nici acum, trecând prin atâtea proceduri de judecat, nu mi s-a dat niciun răspuns. Atâta doar pot să vă zic că a fost tărât, mișelește, a fost tărât. Știți, el a murit în niște chinuri așa de groaznice că eu... Nu de asta că e copilul meu, dar nu știu dacă, cred că doar Iisus Hristos și da, au avut așa chinuri. Cred că așa moarte nu e, știți, nu vreau să zic că sunt mamă și port atâta durere, dar nu știu dacă poți supraviețuiești. Pentru că medicii, hai să zic mai corect, au încercat să-mi arate corpul la care eu... De atunci nu mai țin minte, pentru că am avut așa un șoc. Da, ți-a avut curajul să șeful uitați. De spital, păi trebuia să merg să recunosc trupul fiului. Când am mers la spital, pe atunci era șeful spitalului, domnul Sergiu Sochir, că este colegul meu de clasă, de altfel, căruia îi mulțumesc foarte mult și acum l-am avut alături pe domnul Andrei Verenciucă, un om de bună credință, care nu s-a depărtat de mine toate 5 zile. Dar acum, conștient, înțeleg că toată lumea era pregătită pentru mine. Eu eram așteptată doar cu injecții, pastile, picurături. Adică non-stop, de atunci, de oră în oră, am fost injectată. Că... Cred că altfel nu rezista. Și ați avut curajul să vă uitați la partea asta, la spate? Eu, așa, am încercat doar stragul pe viria și s-a terminat. Dar fiul mai mare, Ion, da, el a fost el. El l-a recunoscut, pe urmă a fost la morgă, el l-a îmbrăcat, el l-a încălțat, el l-a adus acasă. Dar în starea în care a fost adus, să înțeleg că n-avea nicio șansă să scape cu viață. Nu, cred că nu. Pulsul 32, șoferul recunoștea că ceva mai dat din buze. Ceva. El a murit în drum spre spital sau la spital? La spital. Până a durat procedura, până a fost... toate procedurile astea, adică procedural până s-a întocmit proces, până ei 2 ore a trăit la spital. Doamna Nelly, ca să înțeleg și eu, strada Mihai Eminescu se află cumva în centrul orașului sau undeva la periferie, la marginea orașului? Hai zicem așa, o stradă de centru, dar nu în centrul orașului. Orașul nostru ar fi orașul unde sunt case la sol și case la bloc. Dar e înconjurată de case, strada. Da, ba da. Asta e strada care vine încoace, vine încoace spre liceu, spre instituția unde Dan și-a făcut studii. Și era o stradă deteriorată. Păi, da. Mai ales în timpul nopții, când este liniște, chiar nimeni n-a auzit țipete, strigăte. Spuneau câțiva martori la un proces de judecată că mașina mergea într-o viteză nebună cu niște boxe, adică cu o muzică extraordinar de puternică. Probabil ca să nu se aude strigătile. Extraordinar de puternică. Oameni, sunt oameni care au recunoscut din casă, se auzea un urlet mai mult decât... Păi toată lumea se întreabă de atunci și eu și în toată ziua și foarte mulți oameni. Și ei se întreabă și pe mine mă întreabă și cred că rămâne întrebarea retorică. Cum poți târâi un om sub vehicul fără ca să-l simți? Șoferii spun că o pietricică, o păsărică lovește în sticla din față și un șofer aude, simte, oprește. Dar ei cu ce l-au legat? Cu cablu? Cu frânghii? Cu ce l-au? Nu se știe. Pânuțele erau negre. Greu de spus. Adică erau doar urme pe mânuțe. Urme. Greu de spus. Și ca să amintim, să povestim scenariul ăsta și celor care ne privesc, cum a ajuns el sub mașină? Și cum a făcut el cunoștință cu aceste persoane?
diferite versiuni, diferite sute și mii de versiuni. Atâta pot să zic că nu i-au cunoscut pe acești tipi. Câți erau? Patru și printre ei și o domnișoară. La volanul vehiculului, vehiculul nu-i aparținea șoferului care a condus. Era Pelivaniuc Maxim, fiul vitrega primarului de Ivanovca, domnul Nidăruba. Mașina îi aparținea unui oricărui tip a babei Ion, care era alături, și în spate mai erau încă trei. Încă trei. Inclusiv și domnișoara. Inclusiv și domnișoara. Ce vârste aveau? Careva sub 17 și ceilalți deja după 19-20, adică niște prieteni din sat de la Edin Ivanov, care multe versiuni au fost. Doamna care au făcut ultimul popas a fost o baie, baie cu aubre, o saună în Florești. De acolo au ieșit, dumneavoastră a spus că erau toți în stare de ebrietate, s-a consumat mult alcool, foarte multă bere. Acești indivizi? Acești indivizi. Altcineva ar fi zis că în regiunea Apă Canal s-ar fi auzit zgomote, muzică, țipite, ceartă. În rest? Da, da, în ce vârstă avea atunci? 18 de împliniți, 17 jumătate, dar este în aprilie născut. Dar se cunoaște, instanța a aflat, sau mai bine zis, ancheta a aflat, cum Dan s-a despărțit de prietenii, de colegii lui și a ajuns pe mâna acestor indivizi? Fiecare a spus și a inventat și a interpretat o poveste care este ireală. Cineva din prieteni a spus că din 6 au rămas 3. Cineva ar fi spus că la o bucată de drum au transmis instrumentele, au venit și le-au lăsat acasă. Cineva a spus că până pe final Dan ar fi rămas doar cu un singur prieten, dacă el i-a fost prieten, Constantin Leșan, care ne trăiește alături peste câteva case. Fiecare a doua zi orașul era în șoc. Dar cum credeți dumneavoastră, doamna Nelly, cumva prietenii lui Dan au ascuns adevărul? Da, eu cred că ei știu alte lucruri. Eu sunt sigură că prietenii lui, hai nu ca să zic, mint, poate e prea dur spus, dar nu au spus adevăr. De ce? Și nu au spus adevăr din frică, eu cred. Le era frică să nu fie amenințați cumva? Probabil. Eu sunt sigură că ei nu au spus adevărul. Chiar și acel care ar fi rămas până la urmă, împreună, alături de Dan, niciodată Dan nu s-a întors singur, niciodată n-a putut să rămână până la urmă singur. Și apoi, care era treaba ca să rămână el la ora 1, la 2 de noapte în oraș singur? Asta e absurd. Evident că lângă el a fost cineva și poate nu numai o persoană, poate două, poate trei. Dar dumneavoastră spuneți că poate le era frică, dar la mijloc era viața unui om, viața prietenilor lor. Nu știu dacă ar fi chiar așa, dar acum mă îndoiesc de prietenia acestor flăcăi care i-a fost alături. Chiar și cei care ne sunt vecini. Numai fizic și moral nu mai pot să-i suport. Chiar dacă mă salută, eu nu cred. Nu cred, pentru că nu a fost așa. Țin minte în procesele acestei chinuitoare de judecată, când s-a intentat deja dosar și s-au început cercetările, odată se spunea una, a doua se spunea alta, a treia, a patra. Pe final le-am zis, nu mai veniți băieți, nu mai are rost. Nu mai avea rost, pentru că fiecare își apăra pielea lui. Dar cum credeți dumneavoastră, a fost vorba de frică sau a fost vorba de bani? Greu de spus. Posibil au fost și amenințați și la asta m-am gândit. Posibil au fost și mituiți pentru că pentru criminalul Pelivaniuc s-au plătit bani mari. Sunt sigură pentru că acum în țara noastră tot ce se plătește, ce se câștigă. El a încercat, el a avut avocat bine plătit, el a încercat, a bătut și el la mai multe instanțe, sunt sigură că s-a plătit. Dumneavoastră vorbiți numai de unul, dar ceilalți patru? Deci ceilalți au dispărut. În prima jumătate a anului, când s-au început cercetările,
Parcă ne prezentam în judecată trei persoane inițial. Proprietarul autovehicului, șoferul, Iona Babi, parcă era pe undeva și pe Livaniuc, și o a treia persoană, Zapletnii Boris. Dar cine Zapletnii a fost la volan? Pe Livaniuc Maxim. Uh-huh. Zapletnii Boris a fost cel de-a treilea tip care a fost în autovehicul, dar el a recunoscut, de fapt. Adică când dimineață poliția s-a luat pe urmele lor și au ajuns în sat, pe Livaniuc a fost găsit cu sticla de rachiu în mână, băiatul își scotea stres, Ababi ca un țestar ascuns prin familie, prin curte, nu știu unde, și Zapletnii a recunoscut. Pe Livaniuc ce vârstă avea atunci? Avea majoratul. Păi da, avea la 330, cumva. Mm-hmm. Pe urmă, după durata acestor procese, cum știți, îmi pare că e la infinit proces de judecată, nu mai are final, au dispărut. Ajungem și până la procesele de judecată. Vreau să vă întreb, atunci, poliția cât de repede a reacționat? I-au reținut? Au fost reținuți? N-au fost reținuți? Da, repede. Repede. În dimineața acelei zile, după decesul lui Dan, în a doua jumătate a zilei, deja s-a știut cine a înfăptuit crima asta atât de groaznică. Dumneavoastră vorbiți mai mult despre Pelivaniuc, acest individ, da? Pentru că el a fost la volan. El a fost la volan. Și să înțeleg, toată vina a luat-o supra lui el sau el până la urmă n-a recunoscut? A recunoscut. De acum care a fost înțelegerea între ei, toți acei din mașină. Dar de ce ceilalți n-au fost trași în dosar? A fost tras inițial la Babi. Primul proces de judecată a fost al lui Ababi Ion, la care pedeapsa a fost 2 ani, 6 luni. Am apelat la Curtea de Apel Bălți, acolo i s-a dat 3 ani și 8 luni și a mai trecut 3 luni și Ababi a dispărut. A plecat din țară? Cu tot cu familie, nu mai știu nimic de el. Zapletnii, care era martorul ocular, de fapt, principal, s-a prezentat până în procesul de judecată, când a fost pedepsit Ababi și a dispărut din țară de tot. Asta eu vorbesc de judecata de la sediul judecătoriei Florești-Soroca. Prima instanță. Da. La moment, fiind în acest proces de judecată cu, adică Ababi, care era de fapt și s-a pornit dosar, pentru că am uitat acum, ca să vă zic așa, articolul chiar, dar revin la Pelivaniuc, care eu intuiesc că după un scenariu foarte bine pregătit, a dispărut. Și el a printre ceilalți tipi. Dar el cât a fost ținut? Prima jumătate de an, cât s-a intentat procesul, pe urmă Pelivaniuc se întâmplă așa că dispare. La care m-am mai chinuit încă în jurul a 2 ani la Florești. Pedeapsa maximă pentru Pelivaniuc a fost 12 ani, judecător Goncearuc Ion, și Pelivaniuc dispare. Și mi se trage această curs și acest joc de cărți, ca să zic, eu sunt sigur că așa este, ca să mai treacă încă vreo 2 ani jumătate și chipurile pentru un miracol, pentru o poveste foarte frumos aranjată, Pelivaniuc este găsit undeva foarte aproape de Florești, pe la Rezina, Râbnița. Și este adus și noi continuăm. De la început, procese de judecată la Curtea Apel Bălți, de Apel Bălți. Dar până ajunge acolo, cum credeți dumneavoastră, instanța din Florești a luat o decizie corectă față de acești indivizi? Corectă. Pe pedepsa maximă altceva nu se mai putea aplica. Zapletnii dispăruse. Pelivaniuc a stat bine mersi undeva la umbră, ascuns 2 ani, asta sunt sigură, pentru că... Și cum poliția nu putea chiar să-l găsească? Era la câteva sate de Florești? Da, aproape, la vreo 40 de kilometri. Asta și este întrebarea. La urmă, foarte frumos, poliția din Florești îl aduc. Și continuăm să ne judecăm încă următorii 5 ani. La Curtea de Apel din Bălți sau aici? Cum s-a ajuns la Bălți? Cine a contestat decizia primei instanțe, dumneavoastră sau el? Eu am avut avocat, doamna Larisa Maxim, eu am contestat, eu am solicitat, am mers, am apelat de fapt și la
Curtea Supremă Chișinău și la magistratură și la Curtea, de acum, de fapt, Curtea Supremă Chișinău a întors dosarul la Curtea de Apel Bălți, din motiv că suntem regiunea de nord, suntem mai aproape. Dumneavoastră ați mers la Bălți, la Curtea de Apel, pentru că ați dorit o decizie să fie condamnat pe viață? Aș fi vrut să fie condamnat pe viață, eu asta am spus inițial încă din primele ședințe de judecată. Dar mi s-a spus că pentru țara noastră așa pedeapsă nu mai există, pedeapsă maximă e 12 ani. Dar oricum aș fi vrut ca să o iau de la început și totuși să ajung la, adică ghemul acesta până la sfârșit, să găsesc acel căpițel de ață. Poate dam de dreptate undeva, dar mi-am dat seama că tot a trecut timpul, am avut doar de suferit, din motiv că toate mărturile care au fost inițial la Florești s-au spălat, s-au falsificat, au dispărut, nu s-au mai prezentat martorii deja la Curtea de Apel Bălți. Am luat-o de la început. Pelivaniuc era temporar la un penitenciar la Bălți. Am trecut prin niște ani, ca să zic, foarte groaznici. Și acolo, la Curtea de Apel Bălți, ce v-a așteptat? Ce decizii? La Curtea de Apel Bălți, inițial, am avut un procuror care a fost dur, dar a luat o decizie corectă. Cea mai mare durere este că la noi în țară, cu trecerea timpului, articolele care au fost incriminate lui Pelivaniuc Maxim au început să, după lege, să ardă, să dispară. Ba cu trecerea timpului, ba că dacă a condus volanul în stare de ebrietate, deja au trecut 3 ani, ba pentru articolul 162, partea prim, partea 2, deci de fiecare dată se tergiversa, se interpreta altfel. Am solicitat împreună cu avocata mea la Curtea Supremă Chișinău, în speranța că ni se va face dreptate măcar acolo și va fi luat o decizie corectă și o pedeapsă tot corectă. Chișinău ne-a răspuns că ne schimbă completul de judecători la Curtea de Apel Bălți, un complet de alte 3 doamne, care pe final o să vă arăt acum decizia, să vedeți că nu improvizez. După ce am mai tras încă 3 ani de chin și groază la care se prezenta Pelivaniuc, nu se prezenta. Se prezenta avocatul Eduard Ciornea, care reprezenta pe acest criminal, nu se prezenta. Ședințe la infinit, cu fel de fel de tergiversări, ca pe final, la sfârșit de februarie 2022, să mă prezint în judecat și să iau în mână încheierea judecății Curții de Apel Bălți, la care intervenise și directorul penitenciarului unde se afla Pelivaniuc, convingându-mă că pentru comportament frumos și adecvat, Pelivaniuc, care de fapt îl consideră un criminal, ar fi meritat o pedeapsă mai blândă. Decizia Curții de Apel Bălți este în închiere. 280 de ore la stat. Doar atât de la 12? 280 de ore Pelivaniuc la stat. Asta e pedeapsa blândă. Moartea copilului meu se egalează cu orele pe care le face Pelivaniuc. Dar Pelivaniuc este un criminal. Până la moartea lui Tan, el a tărâit cu un an în urmă un moșneguț, un simplu cioban de pe deal, în urma mașinii exact capitan, l-a lăsat bucăți. Și acum pe mine Curtea de Apel Bălți, în completul acestor 3 judecători, nici nu vreau să le pronunț numele, vrea să mă conving că Pelivaniuc Maxim o să ducă la primăria satului Ivanovca și o să mături în fața primăriei. Oameni buni, asta este dreptatea. Moartea copilului meu se egalează cu 280 de ore la stat. Tragedia s-a întâmplat în 2015. În 2022, pedeapsa fiind, trebuia să fie despășită măcar până în 2025, a luat sfârșit, s-a pus punct. Pelivaniuc trăiește bine, mersi, în familie, stă cu berea în mână sub același soare, merge pe drum, respiră aer în rând cu mine. Eu rămânând în chin și necaz, fără copil, în urma morții lui Dan am devenit foarte bolnavă, l-am pierdut și pe tata, am rămas absolut singur, mi-a distrus viața și eu trebuie acum să stau
bine liniștită. Am încercat și am mai scris și în alte instanțe mai superioare. Și? Și toată lumea îmi răspunde, o să vă prezint acum actele. Nu suntem împuterniciți ca să schimbăm decizia Curții de Apel Bălți. Dar cum, doamna Neli, ca să înțeleg și eu, nu am studii în jurisprudență, dar cum un om care a omorât în chinuri fiul dumneavoastră, i s-a dat de prima instanță 12 ani, a ajuns să muncească 280 de ore în folosul comunității. Asta e strigător la cer. Asta este. Eu... Cum e posibil așa ceva? Nu știu unde la care uși să mai bat, dar sunt sigură că nu o să mă opresc aici. Nu știu câtă putere o să am psihologic, moral, dacă o să rezist, dacă o să am sănătate. Eu sunt foarte decisă să o iau dosar, iau dosarul de la început. Și am să o fac. Dar cum au argumentat acei judecători? Trei, nici cum. Nici cum. Păi, dar trebuie să vii cu un argument. La 12 ani să ajungi la 280 de ore, asta e... Corect. Pe Livaniuc, care de fapt a stat bine mersi și la penitenciarele unde a fost, am informații, care a primit lăzi de miere și de prune pe care le ducea tatăl său Vitric și asta știu, care a avut permanent telefon, care este un ticălos, că nu mai tem să spun așa, este un verme care ține pământul și el pe mine vrea să mă convingă că acum el va sta și va mătura în fața primăriei. Eu vreau să-i zic suștare ca să cunoască toată țara. Portretul lui Dan, unde îl vedeți că stă, stă în rama confecționată din lemn, scobită, de o persoană care a stat alături de Pilivaniuc. De un fost deținut. De un fost deținut. Care la un an de zile mi-a trimis această lucrare. E mai mult, e o sculptură, dacă observați. Uh-huh. Uh-huh. Mi-a trimis-o prin cineva acasă, așa că eu știam foarte bine cât de bine stă și se odihnește, în ghilimele, Pilivaniuc fiind în penitenciar. Nu vreau să-i dau numele, că nu mai știu băiatul care e soarta lui. Vedeți? E o ramă. Dumneavoastră ați aflat tot. Da, știu și mai multe lucruri. În penitenciar. Da. A stat foarte bine. Cum credeți? Ce a fost la mijloc? Bani. Eu cred că bani. Bani și bani foarte mari. Bani foarte mari pentru că la noi în țară, cu părere de rău, dreptatea știți unde este. Ce pot să fac eu una singură cu un copil pierdut, cu doi copii, cu doi părinți mertați, înmormântați, cu tăticul lor mort în 2002, cu al doilea soț decedat cu un an înainte de Dan și mama mea care murise în vară, dar dacă era în viață, moartea lui Dan, mămica mea, n-ar fi rezistat-o. Doamna Neli, probabil și acele doamne, mă refer la judecătoare, sunt și ele mame, părinți. Ce le-ați spune dacă ar privi acest interviu, care au luat decizia ca un criminal, îndrăznesc și eu să zic asta, i-au dat 280 de ore că v-au omorât fiul în chinuri? Nu m-am temut nici atunci, nu mă tem nici acum, că am bătut la mai multe uși, mai multe instanțe și parcă le văd trei doamne în aparență, așa, doar sub mantia dreptății, dar nu cred că au făcut-o. Și nu vreau să le zic, stimate doamne, dar le-aș întreba dacă aș avea putere, văzându-mă atâta de mult pe băncile în sala asta a ședințelor de judecată, văzându-mă frântă de durere și neagră, chiar niciodată n-ați vrut să vă gândiți, stimate doamne, că nu ați făcut dreptate. Chiar ați vrut să mă convingeți că ați făcut dreptate pentru Pilivaniuc, știind cine este Pilivaniuc. Păi acolo s-au învârtit sume foarte mari de bani. Și sunt persoane care o să recunoască acest lucru și sunt persoane care știu acest lucru. Nu vreau să zic mai mult nimic. Vreau să zic că aveți și dumneavoastră copii și Dumnezeu unul pentru toți. Și acel Eduard Ciornea care a aparat un criminal, nu cred că se simte bine sufletește. Pentru nimic în lume nu aș fi acceptat să duc așa caz. Ați știut foarte bine că sunt singură și îndurerată și ați mers pe calea cea mai nedreaptă, stimați judecători. Dar să știți că o să merg înainte și am să lupt contra dumneavoastră a tuturor și am să demonstrez că lucrurile nu au fost așa. Cum credeți dumneavoastră, până într-un final, o să fie toți pedepsiți pentru moartea fiului dumneavoastră? Tare sper.
tare sper, asta este ultima speranță, parcă îmi pare că dacă aș fi par de moarte și nu mi-ar da nimeni o cană de apă, dar mi-ar spune că au fost toți pedepsiți, aș închide ochii împlinit. Am o stare, nici nu știu cum să o explic, și de durere, și de groază, și de o ură extraordinară, dar și de nedreptate. Cu ce ochii priveați pe acești criminali în ședință atunci când erau aduși? Foarte greu. Foarte greu. Aveam impresia că dacă ar fi fost o putere să-mi lege ochii, la un moment, la o ședință, când i-am simțit suflarea lui Pilivaniuc în spatele meu, știți, am crezut că puterea pe care mi-a dat-o Dumnezeu atunci, cred că l-aș fi omorât. Am avut așa o perioadă că aș fi acceptat să mă aflu eu în închisoare, îl omor, știind că îmi las de urmă un al doilea fiu și nepoata, dar dacă avem așa putere să-l omor, aș fi făcut-o, sincer vă zic. Dumneavoastră, sunteți de părere că cei care au omorât trebuie să răspundă cu moarte? Da, moarte sigur pentru că da. Moarte. De ce nu? De ce nu? Sunt de plin convins că așa trebuie să fie și dacă mi-ar da Dumnezeu putere, eu mă tem de Dumnezeu ca fiecare creștin și sunt mamă și poate nu este bine ceea ce spun, dar trebuie să răspund. Fiecare trebuie să răspundă și eu vreau să vă zic că niciodată nu am încetat ca să-mi încep ziua cu Sfânta Rugăciune și seara la fel. Și mă rog insistent și toată lumea când mă vede la biserică, deja mă cunosc la care iconiță eu mă închin întâi și câte lumânări pun și eu n-ascund asta. V-ați rugat la Dumnezeu pentru moartea lor? Da. M-am rugat și am să mă rog. Și vă rugați și acum și pentru moartea și lor? Și când o să-i văd pe deplin pedepsiți, dar știți că o să treacă timpul și o să treacă ani, poate mulți ani. Dar să știți că eu undeva în suflet, pentru dragostea care i-am purtat-o fiului meu, pentru faptul că el a fost atât de bun la toată lumea și pentru mine, eu o să continui să mă rog și acum. Dacă mă pedepsește Dumnezeu, să mă pedepsească pe mine dacă nu am dreptate. Dar atunci când îi pedepsește pe toți, dar să știți că sper că o să treacă anii și o să treacă timpul și fiecăruia Dumnezeu o să-i întoarcă ceea ce merită. Dacă eu nu am dreptate să mă pedepsească Dumnezeu pe mine, eu sunt de acord. Dar atât timp cât îmi bate inima și cât sunt vie, eu o să mă rog în continuu. Doamna Nelly, asta este camera lui Dan. Cât de des veniți aici? Permanent. Odaia mea este alături, dar diminețele le încep aici. Poza este din anul acela când a decedat, dar e poza de vara. Deja de timp, un pic i-au dispărut culorile. Dar stă aici neatins. Este ungherașul unde vin este ungherașul și unde vin eu și pe toate lucrurile pun mâna. Dacă ați observat, nu este un fir de praf. E parfumul lui Dan. E primul lui cadou la 16 ani. La 17, la 18 n-am reușit. De atunci stă aici. Este un îngeraș pe care el l-am adus la maternitate când l-am născut. De aici nimeni nu-l atinge și nu dispare. Doar nepoțica. Dacă vine, îl mângâie un pic. El îl purta cu el? Îl purta cu el permanent. La școală a fost în ghiozdan permanent. Dar de data asta, nu știu de ce, nu a vrut ca să-l apere. Este crucilița de botez încă. Nu s-a despărțit de ea niciodată. Am găsit-o, adică au găsit-o acolo, la intersecție de drum. Asta era brățara care a purtat-o pe mână. E brățara dăruită de prima lui dragoste, de fetița pe care a iubit-o, Elena. Ceasul care el a făcut cadou, el a făcut cadou colegii de clasă, dacă observați, e oprit la jumătate la 4. Probabil când a fost corpul târât sub mașină rămas acolo la intersecție. Este iconița lui de botez. Și acestea sunt două iconițe pe care le purtam mereu în portmoneu. Le-am găsit așa puțite cum erau și de atunci le păstrez aici. De ce păstrați aceste lucruri acasă? Da, e amintirea despre el. Și nu mă pot despărți de el și n-am să o fac niciodată. E îngerașul care l-am făcut cadou când am plinit 10 ani.
cum a fost cel mai bun elev și am adunat, am multe diplome în fiecare an, an de an. Și parcă îmi pare dacă nu vin și nu vorbesc aici cu ele, parcă nu vorbesc nici cu Dan. Eu vorbesc cu el când vorbesc cu aceste lucruri. Dar îl simțiți în casă că este? Da, permanent. Parcă îmi pare că respiră uneori, vorbește cu mine. Știți, am așa perioade când parcă dacă ceva nu fac bine, mă așez și meditez și zic, Doamne, dacă aș fi vorbit cu Dan, cred că vorbeam altfel. Uneori sunt prea dură și mă gândeam, ori m-ar fi acceptat, niciodată Dan nu m-a iubit cu ochii în lacrimi și niciodată nu iubea când tonul vocii mele era prea sever. Adică, diferența lui era așa că nu accepta ca să ridic vocea. Așa ne-am înțeles. Știți, el era tipul de copil cu care mă înțelegeam fără cuvinte. Toți uneori erau perioade privirea lui și privirea mea și era suficient. Și bunicii se uitau la noi. Știi, multe ori mămica mea, Dumnezeu să o ierte, că nu mai este în viață, mă întreba, cum te înțelegi tu cu el? Uite așa. Și atunci când era împlinit, și avea perioade și el, ca toți. Poate nu era împlinit, dar îl înțelegeam și o simțeam. Știți, eu și în odaia mea sunt permanent cu el, am numai poze. Dacă ați observat în prima odaie la fel, eu nu pot. Și aici eu. Sunt poze și aici, cu fratele. Și acolo, acolo este fetița cu care, care i-a fost alături, a fost prima lui dragoste. A fost o dragoste extraordinară între ei și poate se supără că peste tot sunt poze cu ea, dar mă țin legătură cu dânsa. Și zic, Elena, pe urmă am conștientizat că trebuie să o mai scot, să-l las pe Dan, dar asta e. Doamna Neli, cu trecerea timpului, cu trecerea anilor, această durere devine mai apăsătoare, mai grea? Da. Să nu credeți pe nimeni și niciodată cu trecerea timpului trece durerea, nu e adevărat. Știți, probabil că doar te obișnuiești cu durerea, dar anume că devine mai apăsătoare și mai grea, că eu conștient înțeleg acum foarte multe lucruri care s-au făcut nedrept. Și simt și înțeleg și undeva în adânc de suflet îmi dau seama că Dan acasă nu mai vine niciodată. Dar trăind într-o țară democrată, poate totuși mă aude cineva. Poate se face dreptate, poate nu se mai întâmplă să rămână mame îndurerate de la tragedia întâmplată cu Dan. Eu nu mai cunosc alte tragedii în oraș. De asta nu pot ca să mă uit așa de simplu. Ați pierdut încrederea în oameni și mai mult după moartea lui Dan. Mai ales în oamenii legii, nu vreau să supăr pe nimeni, sunt și oameni cinstiți, dar curtea de apel Bălți m-a șocat. Mi-a dat o lovitură și chiar am pierdut încrederea în definitiv, chiar nu mai știu. Chiar găsesc un suflet, o ușă la care aș putea să iau istoria asta de la început, dacă am putere, dar cineva să mă audă. Dumneavoastră sunteți profesoară, sunteți profesoară de limba și literatura română. Mereu sunt sigur că la lecțiile dumneavoastră le spuneți copiilor să fie cinstiți. Atunci când vor avea o meserie, să-și facă meseria cinstit, corect. Cum credeți dumneavoastră, profesorii care i-au învățat pe acești judecători, cu ce ochi îi privesc când se iau astfel de decizii? Cred că nu cu ochi buni. Dacă ar fi fost așa putere ca să recunosc pe cineva în rândurile oamenilor dreptății pe care l-aș fi învățat, nu aș fi căutat cu ochii doar susținere, dar aș fi așteptat dreptate. Eu, știți, am avut așa un gând pentru Ion, fiul mai mare. Și îi spuneam, dragul mamei, în ciuda tuturor intemperiilor, în ciuda durerilor noastre, în ciuda tragediei care a avut loc, fă-te, dragul mamei, om al legii. Hai să o luăm de la început, că am dreptul peste ani mulți. A rămas întrebarea deschisă, dar nu e îngropat încă. Sper. Apropo, dumneavoastră, acum locuiți singură. Da. Fiul cu fiul Ion.
fiul Ion. Da. El când este acasă, când pleacă peste hotare? Temporar. Temporar. Când veniți acasă, casa este pustie, ce sentimente, ce trăiri aveți? Groaznice. Foarte greu de una singură, dar când îi vin acasă, știu că mă așteaptă Dan. Tățiva asta e intrat în sânge ani de zile, nu mă convinge nimeni. Eu pot să deschid ușa, nu știu, nu vorbesc încă singură prin casă, dar ați văzut când v-am deschis, v-am zis, casa nu e singură, e cu Dan. Știu că el mă așteaptă, eu îmi las geanta, pun mânuța pe el, îi spun că sunt bine, am avut atâtea ore, am avut astăzi o zi fericită, puțin mai nefericită, se întâmplă multe de toate. Pot să-i povestesc până pun să pregătesc masa ce am de gând să mai fac și neapărat merg la cimitir. Asta, nu știu, cred că a intrat în sânge deja, dar nu pot altfel. Și seara înainte de somn la fel. Există viață după moartea fiului? Nu. Cu părere de rău, moartea lui Dan m-a făcut să devin cu totul altfel. Nu mai am speranțe, nu mai am vise, nu mai trăiesc, știți, sunt așa ca un robot, ca să zic. Fac niște chestii care trebuie să le fac ordinare. Mă menține nepoțica care poartă numele, Dănuța. Ea s-a născut pe lume ca să-mi mângâie destinul și știe asta și simte. Mă mângâie nora mea, Natalia, mă mângâie Ion, în care mai cred și depun speranțe că iau o cale a judecății totuși corecte și vreau să-l văd într-o postură înaltă și sper la asta. Îmi iubesc mult meseria și pentru asta sunt născută, dar nu trăiesc, ci doar există. Eu vă cunoșteam o femeie plină de viață, acum vă văd în negru. Stinsă. Pentru că purtați doliu fiului dumneavoastră, negru a devenit culoarea dumneavoastră preferată. De ani de zile. Nici haina de sărbătoare nu o port dacă nu am negru. Cu părere de rău și viața a devenit în culori negre, cu toate că poate este lume care vin cu niște contraargumente contra mea, poate mă critică, poate se bucură și de ăștia sunt. Dar este prea dureros, știți, sunt tragedii pentru tragedii. Când oamenii dragi dispar dintre noi, locul lor rămâne pentru mult timp gol și pustiu. Dar sunt tragedii pentru tragedii. Una, când omul moare de o boală și asta e groaznică. Alta, când se întâmplă alte cazuri, nec sau nu știu cum, moartea lui Dan a fost atât de tragică și atât de dură că nu știu dacă există pe pământ pentru o mamă o altă durere mai mare și nimeni niciodată nu o să mă convingă că se uită, se trece cu timpul, cu anii, se mângâie cumva. Nu e adevărat. Deci nu am alte cuvinte decât să îl blestem pe acest criminal la infinit. Și atunci când vreau să devin dură, mi-aduc aminte de numele Pelivaniuc Maxim. Și atunci mie mi-se schimbă ochii, fața, vorba. Dar eu nu pot altfel. Și de nimeni și de nimic nu mă tem. Mă tem doar de unul, Dumnezeu. Dar atât timp cât sunt în viață, eu am o sfântă datorie să-i port o amintire luminoasă și veșnică fiului meu, Dan Cabătut, care a fost un băiat cu ochii plini de lumină, pentru care nu mi-ajung ochii ca să-l plâng, că dacă aș mai avea pe corp alte locuri de a târna ochi, ar fi tot ochi cu lacrimi. Ce să zic, asta e.
Doamna Nele, vreau să vă întreb, cât de des veniți la cimitir, la fiul Dan? Absolut în fiecare zi. Dimineața îmi încep diminețele în cimitir și seara la fiul. Dan știe absolut tot ce se petrece în familia noastră. Și toată ziua mea de muncă o încep cu Dan, cu păreri de rău. El este cel care îmi spune bună dimineața. Și toate eșecurile și toate bucuriile care le am, dacă sunt în acele zile, eu le împărtăș cu el. Ce vorbiți cu el când veniți la mormânt? Absolut tot. Cum am dormit? Ce mă doare? De ce nu am dormit? Mulți îmi spun să nu plâng. Că zice că suferința mamei se redă asupra lui și acolo sus în ceruri. Este foarte dureros. Pe cât este posibil, mă strădui să nu o fac. Mă strădui întotdeauna să încep dimineața cu bună dimineața, să-i spun ce am de gând să fac pe parcursul unei zile, să-i spun dacă am, cu cine m-am întâlnit, cine din prieteni l-a întrebat, cine l-a pomenit. Am foarte mulți absolvenți, colegi, prieteni, care nu mă lasă singură. De multe ori nu sunt singur în cimitir, dar mă strădui să depășesc durerea și cât mai puține lacrimi. Cândva, o colegă de-a mea a avut un vis. La puțin an după decesul lui Dan, la un an de zile, mi-a spus că i s-a arătat în vis cu o rugăminte. Doamna, de fapt, nu-l cunoscuse. Transmiteți-i mamei mele că stau acolo unde stau, în apă și mi-e frig și mi-e ud. Mă strădui, dar desigur că durerea mea este incomparabilă. Să presupune lacrimile pe care le vărsați dumneavoastră. Da, zic că cei trecuți în neființă se neacă acolo unde sunt. Dar este vreo zi când treceți pe aici? De ce spun că treceți? Pentru că dumneavoastră mergeți la muncă, casa vă este în apropiere de cimitir. Când treceți pe aici, pe la Dan, pe la cimitir, sunt zile când nu a fost să nu plângeți sau de fiecare dată vărsați lacrimi aici la Dan? Nu a fost. Cât de tare nu mă strădui, dar poate, știți, nu-mi revarsă întotdeauna durerea cu cuvinte, că e prea dureros și mereu vecinii îmi stau la spate, dar fără lacrimi imposibil. Dan a fost deosebit. Nu de asta că este copilul meu. Așa ca suflet, a fost un înger pământesc, a fost un copil, în primul rând, foarte bun. Un băiat cu un suflet plin de lumină, deosebit. Și l-au iubit toți. De la vârstnici până la copii și diferite generații. Și acum întreabă de el. Vreau să zic că la cimitir întâlnesc adesea lume străină pe care nici nu cunosc. Se mai apropie lumea și mai pun o lumânare, mă mai întreabă cum s-a întâmplat, ce s-a întâmplat. Dar așa copil ca Dan, le-aș dori tuturor mamelor de pe pământ. Într-adevăr, a fost deosebit. În ce lună a fost înmormântată? Tragedia s-a întâmplat în seara Sfântului Vasile. Iarna. Iarna. A plecat de acasă cu uratul și nu s-a mai întors. Au venit colegi, profesori, da, atunci când a fost înmormântat? Cine a fost la mormântare? Da, din câte mi-amintesc, știți, atâta lume. Așa, doar din amintiri am unele frânturi, ca să zic că... Dar atâția colegi, e discutabil colegii de clasă, atunci era un moment când copiii s-au oferit, într-un cuvânt, sincer, nu am fost gata de mormântare, pentru că Dan avea o echipă cu care mergeau ades la sărbătorile de iarnă. Și după frumoasa tradiție, urau la casele oamenilor, dar a fost și fanfarist. Adică mânuia trompeta foarte frumos și erau întotdeauna așteptați. Și când s-a întâmplat tragedia, au fost receptivi absolut toți. Eu, dacă e vorba de peste ani, aș vrea și acum să le mulțumesc tuturor oamenilor de bună credință care au fost atunci alături de mine, pentru că nu am fost gata de mormântare. A fost o explozie, ca să zic, în Florești, o tragedie extraordinară. Nu știu dacă de atunci a mai fost și dacă până atunci a fost așa tragedie. Mi-a fost alături colegii de breaslă,
de liceul teoretic Mihai Eminescu, căruia le mulțumesc. A fost alături colegii lui Dan, care l-au îmbrăcat. I-au cumpărat cel mai frumos costum și nu mi-a mai dat răgaz, că așa a vrut să o facă. Au fost alături vecini, au fost alături oameni străini pe care nu-i cunosc nici astăzi. Am avut așa un moment când făceam studii de master la Universitatea Pedagogică Creangă și în ziua când a decedat, Dan trebuia să-mi susțină teza de master. Am avut un apel telefonic între ora 8 și 9, unde doamna care era curator la moment, doamna Laura Ceban, a întrebat ce s-a întâmplat că nu sunt. Eram prima pe listă. Când mi-am zis că a decedat fiul, eu nu cunosc oameni mai mărinimoși, cu suflet așa de sincer și curat, că la ora 11 de noapte m-am întâlnit cu doamna Laura Ciobanu, profesor universitar, doctor în științe psihologice, pe prag, cu fiul, cu soțul. A fost și l-a petrecut pe Dan. Și în afară de asta, atâta mi-amintesc, când am ridicat ochii, în o gradă nu era loc, pentru că erau doar coroane, dar pe drum, adică noi l-am petrecut, cu părere de rău, suntem aproape de școală. L-ați dus pe la școală? Ultimul sunet a fost în curtea instituției. Era atâta lume că îmi pare că și acum nu mai sunt frunze pe pomi, câtă lume era. Foarte mulți, dar... Ca să vă zic, nu doar pentru raionul Florești a fost o tragedie, chiar în țară s-a mediatizat foarte mult cazul fiului dumneavoastră. Da, știu, pe urmă am avut sunete, avea colegi, nu de clasă, evident, dar nu a absolvit instituția. Ce clasă era? A 12-a. Urma să absolvească. Urma să absolvească, știți, pe lângă momentele care le trec și acum și nu știu dacă este corect, că peste timp trece durerea, nu trece. Timpul nu tratează? Nu, doar te obișnuiești cu această durere profundă, nici timpul și nici vorba și nici altcineva și nici cel de-al doilea fiu și nici prieteni și nici colegi nu te ajută. Nu tratează, dar răsprimarele meu nenoroc. Am trăit o a doua tragedie în ziua de 31 mai, când colegii lui de clasă i-au lăsat, adică, un loc special la care o solem. Pentru că spre marea mea durere am avut ocazia să fiu profesor de limbă și literatură română, diriginte și organizator în această instituție. Și am rămas cu locul gol în banca a doua, unde a stat Dan, jumătate de an. Fetița care a fost colegă de bancă, Anastasia, parcă o văd și acum, nu a cedat locul nimănui și nu l-a înlocuit și eu. Mi-am desfășurat orele de română și ca diriginte și ca profesor, foarte greu. Ce simțeați? Extraordinar de greu. Când vedeați scaunul liber, masa liberă? Nu am cuvinte ca să spun. Cred că nu există așa cuvinte ca eu să-mi exprim durerea pe care o trăiam zilnic. Știți, am avut oferte de a părăsi, nu numai că clasa a 12, dar și instituția. Ca să rezist cumva, să depășesc durerea asta, temporar, la o altă instituție, dar... Credeți că pentru dumneavoastră va fi mai ușor pentru că vă leagă această instituție? Știți, mi-e greu acum să răspund, dar 40 de zile portretul lui Dan a stat în holul instituției. În fiecare dimineață eu la 3 zi am fost deja la ore pentru că mi-era acasă și mi-e greu. La care eu toți au ieșit perechi, că așa trebuia să fie scenariul. Fetița care trebuia să fie cu Dan a ieșit cu portretul lui Dan. Știu că l-am avut prezent atunci la care o solem pe domnul Eugen Nichiforciuc, care s-a apropiat de mine și a zis, doamna Nele, nu știu cum rezistați și mai trăiți. Și Dan atunci a primit post-mortem diploma de cel mai bun elev. Spuneați că era clasa 12, jumătate de an, îl mai despărțea de absolvirea acestei instituții. Ce planuri de viitor avea? Ce dorea să devină el? Știți, unde voia să meargă să studieze mai departe? Îmi amintesc că, încă micuț fiind, mi-am crescut copiii la școală, ca fiecare profesor de altfel. Era încărucior.
Și doamna care la moment este cadru didactic, colega mea, Galina Țăruș, se mai întâmpla că eram preocupată, mai rămânea o minuță lângă el. Dan, tu ce vrei să devii? Președinte de țară. Uitați-vă, atâta ambiție a avut, a făcut profil umanist, dar era de dat mai mult profilul real, îi plăcea foarte mult matematica. Și la noi este frumoasă tradiție în instituție de a desfășura de ziua profesorilor, ziua de autoconducere. Și atâta profesorii au rămas entuziasmați și mândri de el, că a desfășurat ore de matematică și chimie extraordinar. Îmi spuneam, mami, știi, nu sunt încă decis, dar parlamentar voi deveni cu siguranță. Oricum făcea studii în domeniul umanistic și prefera și istoria. Avea planuri mărețe, a avut, adică este, pentru mine ea este și acum, a avut o prietenă care, pe care a crescut-o, ca să zic, din clasa 5-a, fetița făcea studii în România la un liceu și avea planuri să meargă acolo, să fie împreună. Uit la fotografia lui Dan și are trăsături de la dumneavoastră. Mulțumesc! La caracter era, vă semăna dumneavoastră? Da, era foarte blând. Și era foarte tacticos, era foarte blând la cuvinte și foarte cumpătat. Știți, eu niciodată în viața lui, cât a trăit în această vârstă neîmplinită, n-am auzit cuvântul nu. Adică din fire era bun. Atâta bunătate eu caut și printre elevii mei și știți că îl caut mereu. De se întâmpla ceva de făcut, niciodată n-am auzit nu. Dacă de mers undeva, niciodată n-am auzit nu. În familie am locuit cu părinții, părinții nu mai erau tineri. Casa e la sol, gospodărie. Niciodată pe nimeni nu a refuzat, știți? Îl iubeau atât de mult și oamenii vârstnici, că eu periodic îl pierdeam. Era pe după poartă și mă strega cu totul din altă parte. Merg să aduc o căldare de apă la mătușa cu tare. Lămătușa cu tare. Și nu era de fire revoluționar. Avea o stimă extraordinară pentru colegi. Era ca o pâine caldă. Chiar dacă îl vedeam uneori abătut, dar nu trist. Cei care au fost implicați în moartea fiului dumneavoastră au fost la mormântare, poate rudile lor? Cu mare părere de rău, nu. Și eu nu știu cum oamenii aceștia mai pot trăi așa. Eu aștept. Deja sunt 9 ani de când aștept și aș fi vrut ca măcar o dată să se apropie de mormântul lui Dan, pentru că este ultima lui fotografie, fotografia pe care și-a făcut-o colegii pentru ultim sunet. Se apropie măcar să-i vadă ochii și să-i întreb, un copil cu un suflet atât de bun și atât de blând a putut cuiva să facă vreun rău? Dar ce le-ați ca spune, să moară în chinurile astea. Dar le-aș spune așa cum... Cum vă spun dumneavoastră, m-aș uita la dânsii în ochi și aș întreba ce rău le-ar fi făcut. Că ultimile mesaje de condoleanțe, știți, și de amintiri frumoase erau de la persoanele la care le-au bătut la ușă în seara aceea. Medici care sunt și astăzi activează la Spitalul Raional, la Policlinica Orășenească, conducători din oraș. Băieții au urat frumos, băieții aveau o tradiție aparte, băieții erau uniți și erau carte de vizită și a instituției și a orașului. Dar părinților acestor persoane, nu pot să le zic oameni, sunt și ei părinți, au crescut aceste persoane. Ce le-ați spune acestor părinți? Știți, mi este foarte greu să spun. Cred că fiecare părinte își educă copilul și are niște așteptări, dar nu știu cum trăiesc. Chiar nu pot să-mi imaginez. Îmi dau seama că fiecare mamă și puiul licioară tot are mamă. Își apără copilul, dar eu nu știu cum pun mamele capul pe pernă, eu nu știu cum dorm liniștit, eu nu știu cum nu am frică, au frică de Dumnezeu. Chiar nu pot să-mi imaginez. Pentru că, de fapt, participanții erau mai mulți. Până la final, fiecare în felul lui a dispărut. Simplu a dispărut. Nu mai sunt în țară, nu mai sunt, nu mai știu. Judecăți la infinit. Doamna Nele, unii părinți care trec prin cei ce ați trecut dumneavoastră spun că le doresc cei ce am
trecut eu. Dumneavoastră le doriți durerea prin care ați trecut? Da. Poate nu este omenește, poate nu este creștinește. Știu că nu este bine. Știu că este păcat, dar... Da. Eu le doresc să treacă prin durerea care am trecut eu. Poate atunci vor înțelege... Numai nu vreau să am păcat pe suflet, că și așa le avem multe, toți creștinii. Nu vreau să zic ca copiii lor să moară în chinurile în care a murit Dan. Dar dacă ar fi așa o putere și ar fi în țara noastră o altă lege și ar fi legea populației vii, eu pun mâna pe suflet și zic sincer că dacă mie îmi dă voie, eu îl târâi personal pe Pilivaniuc, așa cum l-a târâit el pe fiul meu. Mă iertați că vă întreb asta. Dumneavoastră, ca mamă, ca părinte, purtați vreo vină în moartea fiului dumneavoastră sau nu? Poate nu i-ați dat un sfat, poate i-ați zis că, uite, Dan, nu te mai vedea cu băieții ăștia, dar nu ați insistat, nu ați fost insistentă până la urmă, ca cumva să-l protejați. Știți, nici nu știu cum să răspund. Problema că ei au plecat cu echipa lor, adică cu prietenii lor lângă care el a crescut, erau colegi de școală. Aveați încredere? Colegi cu care a frecventat fanfara instituției, colegi cu care se întâlnea zilnic. Adică nu era nicio frică din partea mea, pentru că eu știam sigură cu cine s-a dus. Știam itinerarul lor, adică erau așteptați la casele acestor prieteni, ca să zic. Pe urmă, erau persoane care îi invitau și îi așteptau cu plăcere. Era o tradiție de a merge la profesorul lor care a condus fanfara. Și nu am avut temerea asta pentru că am avut întotdeauna foarte mare încredere în Dan. Nu s-a întâmplat niciodată ca Dan să vină acasă mai târziu de ora 11. Doar așa, cu mici abateri, chiar și cu un an în urmă la 12, dar... În seara aceea nu s-a întors. Cel mai mult m-a durut sufletul când activitatea mea a fost organizator mai mult de 14 ani. Și cândva aceste tradiții le respectau și alte generații. Și dacă se întâmpla că am mers cu copiii prin colectivele unde eram invitați sau la Direcția Generală Învățământ, la Consiliul Raional, la alte organizații, că atunci așa era o invitație specială, că se prezenta frumos, pe toți copiii îi aduceam acasă și le sunam la toate mamele și le informam că copiii sunt la mine, îi conduc, dorm la noi, vin dimineață. În seara aceea însă pe nimeni nu m-a contactat nimeni. Care au fost ultimele cuvinte pe care le-ați schimbat cu fiul dumneavoastră? Vă amintiți? Ba da. Înainte de a ieși din casă și a căutat căciula țurcănească, că era o tradiție și un brâu, m-a pupat pe amândoi obrajii. De multe ori în ceata asta de colindători eram și eu. Pentru că așa mi-era funcția. Era un timp urât, nu era zăpadă. M-a cuprins, m-a pupat, i-am zis, ai grijă de tine, vă doresc succes. Nu uitați că voi sunteți cei mai buni. Să vă prezentați așa cum lumea vă așteaptă. Da, mămic, am să te sun. Ultimul apel l-am primit la ora 1 și 22 de minute n-a fost un apel, a fost un apel întrerupt. Și de la eu și așa l-așteptam. Și de la 1 și 22 telefonul nu a mai răspuns și eu în casă nu am stat. Am stat în drum, am fost până la școală, adică la drumul de unde l-așteptam. Cu părere de rău n-am știut că era foarte aproape, că la ora 4 dimineața a fost găsit nu departe de unde se află cipitirul la o intersecție de drum. Doamna Nelly, cât de des vă spunea, mamă, te iubesc? Zilnic. Dimineața și seara. Așa era felul lui de a fi. Ion, fratele lui, este mai închis în sine puțin. Nu zic că nu mă iubește, dar este o altă fire, un alt caracter. Tu vedești altfel dragostea, da, față de dumneavoastră. Eu îi spuneam adesea, Dan, mai bine era eu fată, că în familia noastră, fete. Acum... Sunt, este nepoțica, de fapt, care poartă numele, dar mai bine era o fată. Acum ne aflăm la mormântul lui Dan. Dacă Dan, de acolo, din ceruri de sus, v-ar auzi, ce i-ați spune dumneavoastră? Și acolo, în ceruri, să fii cel mai bun.
că merită. Și acolo în ceruri să știu, să fiu sigură, să știu că îl iubește. Și Domnul și cei care sunt alături să aibă grijă de el și să știe că și acolo în cer Domnul are nevoie de oameni buni. Îl simțiți lângă dumneavoastră? Da, permanent. Toată casa sunt numai fotografiile lui Dan. Eu simplu nu pot. Am încercat cândva pe o perioadă să le pun la un album. Nu pot. Nu pot pentru că a fost scump. A rămas scump și să știți că mie îmi vine foarte greu să vorbesc despre Dan la timpul trecut. Eu, de fapt, nu prea o fac. Îmi dau seama uneori că poate spun vorba și cineva se uită de la o parte la mine straniu, dar nu prea zic în trecut. Nu mă pot obișnui. El trăiește oricum, da, alături de dumneavoastră. În amintirea mea trăiește, dar... Amintirea rămâne veșnică. Cu regret mă doare amintirea aceasta și mă doare tot ce este legat de numele lui Dan. Doamna Nele, eu îmi cer iertare de la mine, că v-am răscolit amintirea, v-am făcut să treceți, da, prin ceea ce ați trecut acum 9 ani. Vă doresc multă putere, multă răbdare. Mulțumesc. Și multă sănătate dumneavoastră. Dacă ar fi. Vă mulțumesc încă o dată. Dacă ar fi sănătate la moment, că de altfel nu rezist. Și dacă nu rezist eu, cine poartă amintirea? Prin părți sunt bunicii lui, da. Este mama mea, tatăl meu. Eu vă mulțumesc și celor care mi-ați privit. Iar dacă aveți istorii care merită vorbite, îmi puteți scrie pe rețelele mele de socializare. Să aveți sănătate, grijă de cei dragi și de cei apropiați.